Se spunea de abdicarea regelui. Regele nu a abdicat că el a vrut să fugă din România. Se spunea că regele a fugit cu un tren cu 17 vagone, plute cu aur, cu bănet, cu mobilă și așa mai departe. Deci ne-a fost furată regalitatea domnișoara corect! Nu regele a abdicat și a vrut, gata, oameni buni, eu nu da, mai vreau vedeți, să fiu un rege de A fost forțat. Corect. Noi facem niște lucruri extraordinare. Ca să să știe cetățeanul ca să, nostru. să știe cetățeanul nostru, să înțeleagă. Că, cum îi spune, regimul comunist a venit și a abolit, practic, monarhia fără nicio ce o consultare ce populară. Ce iar noi am beneficiat, să spun așa, de o tradiție monarhică pe cel puțin două milenii. Așa e. Deci noi nu am fost trăind de ceea ce ni s-a întâmplat. România anului 2021 are nevoie de monarhia constituțională. Pentru că monarhia este ceva foarte drept. Regina trebuie să facă pe toată lumea să respecte legi, regia, Legea. Monarhia ar termina bătaia despre clasa politică de 31 de ani. Iar trimite pur și simplu în pușcării sau la distracție. Despre show-ul, despre suma întreagă de partide politice. Deci noi am terminat cu mulți. De 74 de ani România este condusă de președinți aleși prin manipulare electorală, coruptă, dictatorială. Impusă cu forța de regimul comunist și continuată astăzi de urmașii lor, fără nici măcar o consultare a Națiunii. Să ne înțelegem, aici nimeni n-a furat nimic. <laughs> Pentru a reveni la monarhie, nu mai vorbim de referendum. Că nu ai cu cine să-l faci. Aici trebuie să știm că acest deziderat noi îl facem. Eu. Noi îl dăm. Partidul Regalist Român pe care îl conduc înseamnă prin fiecare vot revenirea la monarhie, deoarece republica actuală nu este adevărata noastră țară. Regele sau regina este un factor care asigură solidaritatea și coeziunea socială. Și regele sau regina sunt percepuți ca un părinte al națiunii, unde te apleci. Mon monarhia depășește caracterul funcționaresc. Monarhia inspiră, pune în umbră populismul prezidențial. Gândiți-vă, în sistemul monarhic, regii sau reginele sunt pregătiți încă din copilărie ca moștenitor să devină șef al statului. Uitați ce diferență! Un rege își reprezintă conaționalii, în timp ce un președinte nu beneficiază nici de departe. De o asemenea pregătire și nici de o asemenea educație. Pentru că un președinte trebuie schimbat din 5 în 5 ani și noi îi vrem în funcție după ce și-a terminat mandatul de primar, îi vrem în funcție ca și președinte. Că noi alegem, nu suntem complici. Și de asta spun că nici pe acei președinți intelectualitatea lor nu îi ajută. Și pentru ei, oricare dintre ei, de la Ilici, Băsescu, în Constantinescu, pentru ei funcția de președinte este doar o circunstanță trecătoare. De asta e important să le aducem aminte tuturor cetățenilor. Pentru că eu voi tăia această emisiune ca să ajungă mai departe și mai departe de adevărul. Nimeni n-a furat nimic. M-ați înțeles? Au venit. Într-o noapte unde se zice clar că vine o vreme când nu poți să-ți iei nici măcar telefonul și nici măcar pe cel drag de mână și te duci. Nu pentru că tu vrei, pentru că uneori îți este dictat. Uneori faci istorie și alteori ești scos din istorie. Este cu ce s-a întâmplat atunci, dar pe noi nu ne-a întrebat nimeni nimic. Comuniștii au fost, sunt și vor fi. De asta am spus. Haideți, o să-i amendăm că nu avem nici măcar o șansă să respire omul, copilul din noi că Gândiți-vă că noi acum sunt, noi acum sunt cam o 9 milioane de tineri de vârsta mea, am 38 de ani, care nu au nici măcar o carte de muncă. Nu au lucrat niciodată. Și pe acei tineri care dacă prind wifi, vă terfelesc. Dacă prind wifi, mă fac praf. Așa Și sunt întreținuți. Țipă și la mama care i-a crescut, Țipă și la mine. Gândiți-vă că eu trebuie să fiu foarte responsabilă pentru această societate. Pentru că Ceaușescu, cum era el, și nu fac decât o paranteză scurtă, ținea la tinerii noștri. El, el nu râdea de noi, că zicea că sunt copiii noștri. Acum, E un alfabetism, o indiferență, o nesimțire grasă și acest cervicios, nu are rost să exagerăm, dar am intrat toți.